Eu am spus un lucru foarte clar și pe care îl afirm și îl voi afirma fiecare, de fiecare dată. Trebuie să nu mai ardem lâna oilor în România. De acord, dar este... ce numai puțin. Deci nu trebuie să o ardem. Astăzi mergi cu mine, că tu ești tânăr. Văd că ai și putere de exprimare fizică. Cred că te ții de mine. Să vezi unde sunt, unde acum lâna pe lângă stânele ciobanilor. Lâna nu e aruncată. Știi de ce nu aruncă? Hai să spun ceva totuși ca să transmiți și la ceilalți care vor să învețe prin ProTV cum se gestionează acest domeniu. Știi de ce se dă foc lâna? Lânii? Nu știi. Păi, pentru că nu e folosită, nu? Da, și pentru faptul că lâna la umezeală nu putrezește. Lâna stă sute de ani. Bun, știi ce dușman? Stai să spun asta și pe urmă spun și ce facem cu ea. Ca să înveți. Okay. E bine să ne întâlnim și pe aici, pe la Colibaș, să discutăm lucrurile astea. Știi de ce nu, știi care-i dușmanul lânii? Nu sunt oier, sunt jurnalist. Da, poți să fii, că ai vrut să fii fermier activ. Ai vrut să fii fermier activ și dacă ai fi oier, ai fi fermier activ. Și iată că ți-am dat un job în condițiile în care te lași de jurnalism. Eu nu mă las de profesie, pentru că pe asta o știu și doresc să o fac în continuare. Dar revenind la lână și la oieri, vă spun că dușmanul numărul unu al lânii este molia. Iar molia o mănâncă numai în condițiile de uscăciune. Deci dacă este uscat. De aceea ciobanul, ca să știi când transmiți la ProTV, de aceea ciobanul întoarce cojocul cu lâna în afară, ca să fie umedă și să poată să o... Îți dau și răspunsul. Nu, lasă că să te învăț prima dată, că tot am ieșit în teren. Și după aceea o să-ți dau și propunerea concretă. Să te învăț înainte de a mânca, trebuie să știi ce lingură ei. Okay. Știi? Ca să îți dai seama că e făcută de altcineva și nu e pur și simplu venită de undeva. Și ei o întorc cu jocul, cu lâna în afară, ca să nu o mănânce molia. Atunci săranul, știind că lâna nu putrezește, nu aruncă, îi dă foc. Că dacă ar arunca, o înseamnă când dă cu sapa, o scoate odată, când dă cu grebla, o mai scoate odată, când dă cu săpă... Știi ce e grebla? Clar că știu. E, bine atunci, înseamnă că ești fermier activ. Rămâne, găsim soluții. Ca să facem... Păi, ce zice dumneata? Dacă ai avea o plapumă din lână, nu ți-ar prinde bine? Nu ți-ar prinde bine o plapumă din lână ca să nu îngheți, că văd că ești îmbrăcat sumar ca și mine. Probabil, dacă ai fi seara așa cum e, hai să facem treabă.